Legea curs e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. A vindecat leproșii, chiar și demonizații, acel ce-a dus salvarea tuturor. Să ne unim cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. Nu te îndoi, ci crede că Domnul se îndură. Prin sângele cel sfânt ai fost spălat. Adu-ți aminte astăzi ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. Slavă Domnului! Mărire Domnului! Cei care de-abia așteaptă să intre în rugăciunea următoare, îi rog să aibă puțină răbdare cu mine. E adevărat? Nu spuneți cei care gândiți în felul acesta, ci bucurați-vă că sunteți și suntem în casa lui Dumnezeu. Am să citesc primul verset și ultimul verset. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Și versetul 9. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Eu cred că versetele acestea care sunt scrise în psalmul acesta sunt adevărate. Cred că slava lui Dumnezeu este pe tot pământul acesta. Numai este o problemă, ca să vedem slava lui Dumnezeu, noi trebuie să avem lumină de la Dumnezeu. Lumina nu este adusă cu avioanele, lumina nu este adusă cu trenurile sau cu mașinile, ci lumina vine prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El luminează mințile celor care stau la îndemâna lui Dumnezeu, El le dă putere să înfăptuiască cuvântul lui Dumnezeu și El le dă putere prin Duhul Sfânt să treacă peste toate încercările, slăvit să fie Domnul. Dacă în rugăciunea trecută au fost persoane care n-au avut nevoie de mărirea credinței și de credință și au avut alte probleme în timpul rugăciunii, rog să facem o rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt și pentru ca Dumnezeu să trimită lumina Duhului Sfânt peste fiecare și să se roage chiar și aceia care nu pot să se roage.
să ceară putere de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dezlege de lucrurile pământești și să fie prezenți toți aici. Aș vrea să vă întreb, fără să răspundeți, în rugăciunea care am făcut-o pentru credință, câți din dumneavoastră nu v-ați rugat pentru credință? Nu ridicați mâna, că nu puteți. Dar dacă stăm înaintea lui Dumnezeu și am venit aici, fraților, haideți să nu pierdem vremea. În rugăciunea aceasta, lăsați lumea la o parte, lăsați pământul la o parte și veniți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, vine bucuria mântuirii și Duhul Sfânt dă lumină în toate lucrurile. În Proverbe, capitolul 16, versetul 25, ni se spune felul următor. Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Oare să fie adevărat și versetul acesta? Păi frate, ce tot povestești tu de rugăciune când mie mi se pare că eu-s bine, că mă duc bine? O, Doamne, trimite Duhul Sfânt cu lumina Ta să lumineze pe fiecare și pe mine și pe dumneavoastră și pe toți aceia care în dimineața aceasta se închină Lui. Pentru că nu vrem să ajungem la moarte, vrem să ajungem în ceruri. Versetul 20 din același capitol spune: cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Oare câți am experimentat versetul acesta? Toți care ne încredem în Domnul, să fim fericiți. Și o să spui, frate, păi cum să fiu fericit că eu m-am încrezut în Domnul și Domnul m-a trecut prin tot felul de probleme și tot felul de încercări? Mulțumește Domnului și bucură-te că te-a ales Dumnezeu și m-a ales să mă treacă prin tot felul de încercări, pentru că vrea să mă prelucreze să fiu aur curat. Cred că dacă aș întreba și să ridice mâna câți vreau să fie aur curat, toți ar vrea să fim aur curat, nu? Este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar ca să ajungem în locul acela, trebuie să împlinim ceea ce spune Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun cu toți oamenii. Slava Lui este pe tot pământul. Așa am citit. Nu este un loc unde să nu fie slava lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă cu lumea aceasta în zilele acestea. Uitați-vă cum oamenii și-au luat slava lor și își ridică slava lor. Uitați-vă la oameni cum se ridică în funcții tot mai mari, tot mai mari, și cu atât încurcăturile sunt mai mari. Pentru că vreau să-și arate slava lor și pe Dumnezeu îl dau la o parte. Aduceți-vă aminte în zilele Revoluției câtă bucurie era și cum era și se rugau și spuneau Tatăl pe scările bisericilor. Unde-s cei care în zilele acelea se rugau lui Dumnezeu și spuneau Tatăl nostru. Uitați-vă la ei, pentru că li s-a părut că toate căile sunt bune. Și-au intrat, și-au distrus tot, și-au furat, și-au ajuns în pușcării. Și-au zis, Dumnezeu este cu noi. Să nu ne păcălim, fraților. Să nu ne păcălim. Dumnezeu este atâta vreme cu noi, când noi suntem cu El. Când ne-am depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă în pace. Și ce du-te în voia ta. Du-te, fă-ți tu ceea ce crezi tu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și aș vrea să vorbească Dumnezeu mai mult ca mine și Dumnezeu să trimită înțelepciune. Dar încă o dată vă amintesc, orice gând, dați-l la o parte. Și chemați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă cerceteze și mâna Lui să fie întinsă peste fiecare. Amin. Slăvim numele Tău și glorificăm numele Tău de Dumnezeu. Preamărim numele Tău de Dumnezeu și onorăm numele Tău. Glorificăm numele Tău, Tată. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos. N-avem merite, n-avem cu ce să venim înaintea Ta. Tu n-ai nevoie de nimic, toate sunt ale Tale. Slava Ta este pe tot pământul. Slava Ta este desăvârșită. Doamne, îndură-Te în dimineața aceasta de fiecare din locul acesta. Îndură-Te în dimineața aceasta de noi. Doamne, trimite înțelepciunea de sus, Dumnezeule.
Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt călăuzitorul care să ne călăuzească. Doamne, pregătește țevile de aur prin care să torn un de lemn din cei doi măzlini, Iisuse. Lasă un de lemn peste fiecare. O, Merakaito Shamana Zabraie, slava Ta, slava Ta este pe tot pământul. Doamne, pune Duhul Tău cel Sfânt în inima fiecăruia. Trimite un duh de rugăciune, Iisuse, peste tot poporul acesta. Trimite putere de rugăciune, Iisuse. Trimite cuvinte de căință și de pocăință. Trimite puterea Trinității Tale. Aleluia! Aleluia! Glorie și slavă Ție! Aleluia! Glorie și mărire numelui Tău! Preamărezi numele Tău de Dumnezeu și glorific numele Tău. Doamne, în numele Domnului Iisus, orice duc de împotrivire să părăsească locul acesta și sângele Tău, aleluia, sângele Tău să curățească totul și pe fiecare. Fă o grațiere în dimineața aceasta și trimite Tu Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare. Doamne, trimite înviorare, trimite înviorare peste inima întristată, trimite putere peste cel slăbit. Doamne, trimite credințe peste cel care nu are. Fă umplerea voastră! Vă rugăm frumos să rămâneți ridicați înaintea Domnului. Vrem să ne rugăm pentru cauzele pe care unii dintre dumneavoastră le-ați trimis aici la învonul bisericii. Vrem cu toții în rugăciune să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Citesc un cuvânt din cartea profetului Isaia, cuvânt care să ne motiveze la rugăciunea aceasta. Isaia, capitolul 53, versetul 3, până la 5. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin. Citesc biletele acestea. Un prim bilet spune așa: dragi frați și surori, sunt o soră din biserică și vă rog în numele Domnului să mă ajutați în rugăciune pentru copiii mei Dănuț și Camelia. Doresc ca Domnul să se îndure și să-i aducă în casa Lui. Dumnezeu să se îndure de acești doi fii. Sigur, de asemenea, ne rugăm pentru toți copiii bisericii, unii care au fost aduși la binecuvântare și o vreme au urmat în casa Domnului, poate astăzi nu-i mai vedem lângă noi, aproape. Dumnezeu să se îndure și să lucreze și în dreptul lor. Sora Susană ne roagă să o aducem în rugăciune înaintea Domnului, că este foarte bolnavă. De asemenea, să ne rugăm și pentru fiul dumneaei, ca Domnul să-l mântuiască, Dumnezeu să se îndure. Un alt bilet, să ne rugăm în rugăciunea noastră pentru doi tineri, Andrei și Bogdan, care au ceva probleme. Dumnezeu să intervină și în cazul lor. Amin. Vă rog să ne rugăm pentru un băiat cu numele Alexandru, de 12 ani, care e în comă în urma unui accident rutier.
Dumnezeu să se îndure de acest băiat Alexandru. Un alt bilet, o soră mai tânără ne scrie în felul următor: prea iubită biserică în Domnul, vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru că urmează să fac o primă operație pentru o tumoare. Sunt o soră mai tânără din biserică care din anumite cauze medicale nu ajung prea des la biserică, dar urmăresc pe internet slujba. Fiți binecuvântați de Domnul și am credința că acolo unde doi sau trei se adună în numele Domnului, Domnul ascultă rugăciunea. Să o aducem pe această tânără înaintea Domnului, împreună cu alte cauze pe care dumneavoastră le aveți, și numele Domnului să se proslăvească în fiecare caz în parte. Amin. Intrăm în rugăciunea aceasta. Doamne, Tată Ceresc, privește cu milă la toate cauzele. Privește cu milă la biletele acestea, Dumnezeu, care persoanele acestea le-au scris. Urmează să mai facem o rugăciune în mod special pentru cei implicați la școala duminicală. Începând de astăzi, începe școala duminicală cu copiii bisericii. Poate așa cum ați observat, se află aici în față, pe rândul din mijloc, surorile care se ocupă de copiii bisericii. Am vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru ele, pentru copiii bisericii, să-i încredințăm în mâna Domnului la începutul acestui an școlar, să spunem, în biserica noastră. Am să citesc și grupele de copii, felul cum vor funcționa în zilele de duminică, între orele 10 și 12, la demisolul bisericii noastre. Grupa 1 cuprinde preșcolar și clasa 1 inclusiv, au drept învățătoare pe sora Lenu
Otian și Romelia Coman. Dumnezeu să le binecuvinteze. Grupa cu numărul 2 cuprinde copiii în clasa a doua și a treia, învățătoare Cosmina Ferenții, Iudita Abraham și Cristi Prodan. Dumnezeu să le binecuvinteze și să-L binecuvinteze. Grupa 3, clasa a patra și a cincea, învățătoare Alexandra Nechifor, Andreea Budean, Bogdan Drăgan. Dumnezeu să le binecuvinteze și Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe Bogdan. Grupa 4, clasa a șasea și a șaptea, învățătoare Florina Rusu și Dan Drăgan. Dumnezeu să o binecuvinteze și pe Florina și pe Dan Drăgan. Grupa 5, clasa a opta și a noua, Ana Maria Marta și Rodica Resteu. Dumnezeu să le binecuvinteze. De asemenea, funcționează în cadrul bisericii și corul de copii, începând cu ora 9 până la 10 dimineața, duminica. Acolo sunt implicate sora Mihaela Creța, Ana Dunca, Dumnezeu să le binecuvinteze, și fratele Iosif Sădmărean, Dumnezeu să-l binecuvinteze. În sensul acesta, vă invit să ne mai ridicăm o dată, să nu ne fie prea greu, să înălțăm înspre Dumnezeu cu toții o rugăciune pentru învățători, pentru învățătoare, pentru toți copiii bisericii. Dumnezeu să se implice în lucrarea aceasta, să le dea călăuzire învățătoarelor, putere și biruință pentru ca numele Domnului să fie slăvit prin lucrarea aceasta, iar copiii bisericii să fie niște copii plăcuți înaintea lui Dumnezeu și plăcuți în societate. Amin. Să intrăm în rugăciunea aceasta. Vrem să așezăm numele Tău peste acest început de lucrare. Amin. Știm că fără Tine nu putem face nimic. De aceea, Doamne Dumnezeule, implică-Te în lucrarea aceasta. Binecuvintează învățătoarele, învățătorii, cei care se ocupă de copiii bisericii, învățându-i cuvântul Tău, învățându-i lucrările Tale, învățându-i să laude numele Tău. Doamne, dăruiește-le ajutor și o sprijin
și o biruință să vină în numele Tău peste lucrarea ce se va face începând din dimineața aceasta și în fiecare întâlnire a lor, să nu lipsești de acolo, Doamne! Mâna Ta cea bună să-i susțină pe fiecare, Duhul Tău să le călăuzească pe aceste învățătoare, Doamne, Duhul Tău să fie și peste copii, Doamne, și împreună într-o atmosferă plăcută înaintea Ta să se desfășoare această lucrare. În numele Domnului Iisus cerem ajutorul Tău și ne rugăm să strălucească fața Ta peste lucrarea aceasta, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rugăm frumos să reocupați locurile. Învățătoarele împreună cu copiii vor coborî la demisolul bisericii și vor continua activitatea așa cum și-au propus-o. Acolo frații de la administrație le așteaptă, le-au pregătit și o floare alături de rugăciunea noastră, Dumnezeu să le dăruiască spor în lucrarea aceasta, așa încât în toate numele Domnului să fie onorat. Amin. Să continuăm să slăvim numele Domnului cântând, apoi corul să laude numele Domnului și vom continua slujba de evangelizare. În timpul cântării invit pe fratele Neru Resteu și pe fratele Caleb să vină în față și vom deschide serviciul de evangelizare. Amin. Domnul să fie cu noi toți. Amin. Domnul a creat păsări, flori și grâu, și acei crin ce frumos înfloresc. Ce parfum minunat Domnul a păstrat, când îl sorbi îndată te înveselești. Iată un ghioce crește încet inel, de-l întreb, îți va spune și el. De-al său creator, atotziditor, cum și lui i-a dat Domnul viață la fel. Dar tu, spune-mi, omule, ce ești trecător, n-ar trebui să-L slăvești pe Creator. Când ești cea mai minunată făptură din toate, dar tu, omule, spune-mi, omule, ce ești trecător, n-ar trebui să-L slăvești pe Creator. Când ești cea mai minunată făptură din toate, păsările-n grân cântă neîncetat și aduc slavă celui preanalt. Căci El a creat crângul minunat și soarele ce curg neîncetat, curg rostogolind, încet și potind, de-aspea lor creator povestind. Celor ce-n calea lor setea și-o potolesc, tot ce viață în jurul lor răcoresc. Dar tu, spune-mi, omule, ce ești trecător, n-ar trebui să-L slăvești pe Creator. Când ești cea mai minunată făptură din toate, dar tu, omule, spune-mi, omule, ce ești trecător,
n-ar trebui să-L slăvești pe Creator. Când ești cea mai minunată făptură din toate, dar nu știi că vine o zi când cu El ne-om întâlni și în slavă vom cânta cu toți glorie, aleluia. Dar noi știm că vine o zi când cu El ne-om întâlni și în slavă vom cânta cu toți glorie, aleluia. Dar noi știm că vine o zi când cu El ne-om întâlni și în slavă vom cânta cu toți glorie, aleluia. Vom citi cuvântul Domnului pentru timpul de învățătură din Evanghelia de la Matei, capitolul 25, pagina Sfintele Scripturi, 954, text care se află în calendarul cultului penticostal. Începând cu versetul 14, Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, i-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți,
iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am sămănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Haideți ca împreună să înălțăm o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de vestire a cuvântului pe prea iubiții noștri frați, fratele Nelu și fratele Caleb, care în dimineața aceasta vor sta la îndemâna Domnului, aducând cuvântul pe care Dumnezeu voiește să-l transmită pentru noi. Să ne rugăm de asemenea pentru frații care sunt plecați în misiune, în lucrarea Domnului, în țară sau în altă parte, Dumnezeu să-i însoțească, pentru cei care din alte împrejurări, motive de sănătate, nu sunt împreună cu noi în dimineața aceasta, Dumnezeu să se îndure, să-i cerceteze și harul Domnului să fie peste întreaga biserică. Amin. Să intrăm cu toții în rugăciune, iar în final îl rog pe fratele Cojocneanu cu voce tare să continue rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Amin. Să vină la tot rog și să-i înțeleagă, Doamne, Duhul Sfânt, mulțumim să-L
Mulțumim, Doamne, dimineața aceasta. Te rugăm, Doamne Dumnezeu, în continuare, de putere celor ce vor sluji din cuvântul Tău, Doamne, de le înțelepciune, iar nouă de inima deschisă, să ascultăm și mai ales să punem în practică, cuvântul Tău, potrivit cu cunoștința cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, de clipele care le-am petrecut aici și care vom mai petrece, Doamne. Mărește-ne credința și ajută-ne să rămânem statornici, Doamne, față de Tine. Ajută-ți, Doamne Dumnezeu, celor care sunt în, care petrec clipe grele, Doamne, indiferent de starea lor, Doamne, de sănătate sau de altă natură, Doamne. Fii cu ei acolo unde sunt, Doamne, și cu noi, cu toți, Doamne. Ajută-ne să facem voia Ta, Doamne Dumnezeule, pe acest pământ și nu-ți întoarce față de la noi, Doamne. Dacă nouă oameni este dat să cunoaștem trecutul și prezentul, iar viitorul este o taină, noi știm că înaintea Ta totul este gol și descoperit. De aceea Te rugăm să privești în dreptul fiecăruia, Doamne, pentru ceea ce nu-i cunoaștem în dreptul nostru ce se va putea întâmpla. Să ne dai putere să trecem peste toate, Doamne, și ajută-ne să rămânem aproape, să facem voia Ta și îți mulțumim pentru toate. Și tot ce se va face aici să fie spre slava, spre gloria și spre cinstea numelui Tău. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Vrem să continuăm în lucrarea Domnului, lăudând cu toții pe Domnul dintr-o cântare, apoi sora Lenuța Bereș va lăuda numele Domnului cântând, corul bisericii va slăvi pe Domnul cu o cântare și fratele Nelu Resteu va vesti cuvântul Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste puncte din lucrare. Apoi, tot în timpul cântării, să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile de bunăvoie aduse la casa Domnului pentru dimineața aceasta. Amin. Iisus mă va aștepta.
vor întâmpina. Au sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Un singur gând mi-a mai rămas, vreau să trăiesc frumos. Prin tot ce sunt, prin tot ce fac, slăvindu-L pe Hristos. Mă așteaptă frați, mă vor întâmpina, au sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Mă așteaptă frați, mă vor întâmpina, a sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Cineva te însoțește totdeauna pe cărare și îți cunoaște în adâncime toată vieții frământare. E Iisus. Spune-i Lui tot ce te apasă, spune-i Lui Iisus. Cineva te însoțește totdeauna pe cărare și-ți cunoaște în adâncime toată vieții frământare. E Iisus, e Iisus. Spune-i Lui tot ce te apasă, spune-i Lui Iisus. Spune-i Lui Iisus, spune-i Lui Iisus. Cineva vrea să te ajute când te încearcă o grea durere, vrea să-ți dea alinul dulce și în suflet mângâiere. E Iisus, e Iisus. Spune-i Lui tot ce te apasă, spune-i Lui Iisus. Spune-i Lui Iisus, spune-i Lui Iisus. Cineva îți privește gândul și de-a lacrimei fierbinte, știe rana ce te arde și vrea ca să nu mai sânge. E Iisus, e Iisus. Spune-i Lui tot ce te apasă, spune-i Lui Iisus. Spune-i Lui Iisus, spune-i Lui Iisus.
cineva te priveghează și te îndeamnă spre înainte. Ai încredere deplină în iubirea lui fierbinte. Iisus, Iisus, spune lui tot ce te apasă, spune lui Iisus, spune lui Iisus, spune lui Iisus, 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 spune lui tot ce te apasă, spune lui Iisus, spune lui Iisus. Spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus. Amin. Thank you.
Slăviți să fie Domnul! În ziua când am aflat textul din care trebuie să vorbesc, am spus că este o provocare pentru mine, pentru că nu e un text foarte ușor, de aceea predica mea cuvântarea mea din această zi nu va fi neapărat o predică în adevăratul sens a cuvântului, ci vor fi câteva gânduri. Și așa cum sunt eu obișnuit să observ, să văd, să pun întrebări, să caut, mă voi lega de situația din text și situația adunării noastre, biserica de aici. Ceea ce am înțeles eu din acest text este că un stăpân care îl întruchipează pe Dumnezeu însuși și-a chemat robii la el și le-a încredințat, ni se spune aici, chiar averea lui. A dat-o spre administrare. Unui rob i-a dat 5 talanți, altui rob i-a dat 2 talanți, unuia un singur talant. Și ca o justificare ni se spune acolo că fiecăruia i-a dat după puterea lui. La urmă, într-un sfârșit, acest stăpân s-a întors de unde a fost plecat și fiecare trebuia să dea socoteală de ceea ce a făcut cu ceea ce a primit, în modul în care și-a îndeplinit îndatoririle de administrator a ceea ce a primit de la Dumnezeu. La cântarea fratelui Voicu și a sorei Delia, că odată ne vom întâlni cu cei plecați înaintea noastră, sigur ne e dor de ei. De multe ori discutăm acasă cu soția mea despre acest lucru și nu sunt lucrurile care să le putem noi controla, când, cum, în ce împrejurări. De aceea, una din hotărârile noastre, noi ne-ar place în ceea ce discutăm, ca și acolo să ne regăsim și să ne vedem. Dar nu stabilim noi asta. Numai Dumnezeu însuși poate ști acest lucru. Dar hotărârea noastră luată și de fiecare dată când o discutăm și nu o luăm grav, dar în schimb aceste hotărâri nu le luăm grav, ci cu zâmbetul pe buze, dar hotărât. Să trăim frumos, la lumina zilei, pentru că într-adevăr ceea ce ține de noi este să facem acest lucru. Că poate Dumnezeu se va îndure și ne vom regăsi. Așa credem noi. Dar vreau să vă spun că acest stăpân, când s-a întors acasă, i-a chemat pe fiecare, cel ce a primit 5 talanți. A spus, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată am câștigat cu alți 5. Cel ce a primit 2 talanți, a spus, Doamne, mi-ai dat 2 talanți. I-am pus în negoț și am câștigat încă 2. Răspunsul pentru ei a fost unul atât de liniștitor. Cu toții vrem să-l auzim. Bine, rob bun și credincios. Și încheierea este, vino de intră în bucuria stăpânului tău. Cred că nimeni nu-și dorește un alt fel de răspuns decât acesta. Odată când vom sfârși, vom fi înaintea lui Dumnezeu să ni se spună, vino bun, rob bun și credincios, să intri în împărăția, în bucuria stăpânului tău. Noi vorbim și ni se spune că această pildă a talanților, Iisus a spus-o, în ceea ce privea și încerca să descrie împărăția lui Dumnezeu. Un alt rob
era cel de-al treilea, a primit un singur talent și comportamentul lui a fost atât de diferit de ceilalți doi. Și răspunsul pentru el a fost rob, rău și viclean. Rob, rău și viclean. Și știți unde a stat diferența între o chemare rob bun și credincios sau rob rău și viclean? Știți în ce a stat? În credința față de stăpânului a fiecăruia. Vedeți dumneavoastră, nu știu de ce, probabil a fost ceva temă la zilele astea la școala duminicală, să caute, copiii aveau de căutat atributele lui Dumnezeu. Și l-am ajutat cu multe. Noi eram cu ale noastre, copilul era la birou și făcea notițele care erau. Noi eram cu ale noastre și i-am dat multe atribute ale lui Dumnezeu. De multe ori le uităm. Le uităm prea obișnuiți, prea obișnuiți și rutinați cu aceste atribute, dar sunt atât de sfinte. Și unul din aceste atribute, care nu ne convine întotdeauna, este că Dumnezeu, pe lângă că e bun, milos, sfânt, îndurător, este un Dumnezeu suveran. Dă cu cât vrea și cui vrea, după bunul lui plac. Acesta este Dumnezeu. Și gândurile de la această vorbire a mea mi-au fost inspirate de acest atribut al lui Dumnezeu și o poezioară care a fost câteva cuvinte a unei fete care trebuia să împlinească 23 de ani și a plecat de pe pământ, a plecat la Domnul. Și ea, în urma ei, a lăsat câteva gânduri, dintr-o poezie rupte, câteva gânduri le-a lăsat. Eu când le-am văzut aceste gânduri, m-am cutremurat, Doamne, eu sunt în stare să accept suveranitatea Ta în viața mea, chiar dacă mă zbat să fiu credincios, chiar dacă mă lupt să fiu credincios, totuși, Tu să-mi dai după cum crezi Tu de cuvință. Frații mei, vreau să vă spun că noi nici nu avem altă soluție decât ceea ce am primit de la Dumnezeu să luăm și să-L punem în negoț. Vreau să vă spun că efortul pentru toți cei trei robi n-a fost mare. Pentru că stăpânul spune, rob rău și viclean, puteai să dai talentul meu, ceea ce ți-am dat eu ție, puteai să-l dai zarafilor, să-l pui în negoț, pentru că ei lucrau pentru tine. Vreau să revin. E imaginea perfectă a tot ceea ce se întâmplă la noi în adunare. Textul nu este pentru lume, nu, nici de cum, e pentru adunare, pentru noi. Pentru Biserica lui Hristos, pentru trupul lui Hristos, pentru astăzi, pentru vremea de acum. Dumnezeu a pus în noi fiecăruia câte un dar. Unde sunt cântăreții care să se ascundă, să cânte cântarea și pe urmă să se ascundă? Să nu vrea casete să le vândă pe bani, să cânte spre slava lui Dumnezeu, nu pentru bani. Unde sunt? Unde sunt cei ce știu să stea pe rugăciune, în rugăciune, pe genunchi? Și să știe că au darul acesta de la Dumnezeu și fără să strige, noi suntem separați de voi. Că voi nu știți numai să învățați, noi suntem separat. Unde sunt păstorii care atunci când li se adus slavă să-și rupă hainele de pe ei, cum a făcut-o Pavel, pentru că li se adus și au slavă necuvenită, pentru că acel dar a fost pus în ei de Dumnezeu. Unde sunt? Unde sunt purtătorii de poveri? Că astăzi mulți se plâng. Am probleme și n-am cui la cine merge să spun. Am probleme. Cui să mă duc să spun? Că nu-i știu, nu-i cunosc. Toți s-au ascunși și au îngropat talentul în pământ. Fraților, nu e vorba de cei din lume, e vorba de noi aici. Fără să ne deschidem inima,
fără să ne deschidem mintea, să acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu și voia Lui, nu vom face nimic. Suntem trupul lui Hristos. Eu trebuie să fiu mână pentru piciorul care mă poartă. Eu trebuie să fiu mână pentru capul care mă conduce. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem acest lucru. Sarcina noastră până când vine Stăpânul și ne va cere socoteală e următoarea. Doamne, descoperă-mi și vorbește mie care este talentul meu. De multe ori când vorbești cu cineva, eu sunt prea mic. Eu n-am niciun talent, n-am nimic deosebit. Poate că pot să cânti în cor. Dacă pot cânta singur acasă, pot să cânti în cor. Dar n-am curajul să ies în față, n-am curajul să stau cu ei acolo, că ei sunt prea vizibili. N-am curajul. Lui Pavel îi spunea lui Timotei, Pavele, darul care ți-a fost dat de Dumnezeu prin punerea mâinilor, îți aduc aminte, înflăcărează-l. Ai curajul și ieși înainte cu el. Pentru că n-a completat Pavel, dar înțeleg din acest text, zarafii și sistemul acela de negoți care era instituit tot de stăpân, acela funcționează pentru tine. Nu purtați grijă că slujba ta neînsemnată nu va avea răsplată, nu va avea răspuns și roadă, nu vă îngrijorați de acest lucru. E treaba stăpânului. În biserica unde ați fost așezați, sunt niște reguli de funcționare. Sunt niște reguli bine împământenite. Tu n-ai decât să ieși și să spui, Doamne, talentul meu este să mă rog. Talentul meu este să simt pentru cel de lângă mine, să îi o spun. Eu simt pentru asta și vreau să mă rog pentru voi. Spuneți-o că nu vă doare gura, dar faceți un bine imens. Că mulți sunt care caută, oare unde, cu cine m-aș putea uni pentru rugăciune, pentru cauza mea, pentru problemele mele, cu cine m-aș putea? Unde sunt purtătorii de poveri? Pentru că le-am îngropat. Dar vreau să vă spun că atunci când sunt în negoți talanții noștri, circulă, ăștia-s la vedere, toată lumea știe, toți știm de ei. Talentul lui Trăienuț e să cânte. Talentul unui frate este să roage cu voce tare, dar mai sunt și alții. Ieșiți în față și spuneți, fraților, ăsta e talentul, aș vrea să slujesc în acest mod. Dar vreau să slujesc în adunare, nu desprinși de voi. Eu vreau să slujesc aici când ne adunăm la oaltă, pentru ca Dumnezeu să se pogoare la cântarea mea. Dumnezeu să se pogoare la rugăciunea mea, pentru că știu că Dumnezeu mă ascultă. Vreau ca acest dar al meu să-l folosesc aici. Aici să se înmulțească talanții. Doamne, înțelepțește-ne. Doamne, dă-ne curaj să batem la ușa Ta și să cerem. L-ați văzut pe vreodată pe Dumnezeu să nu îți dea ceea ce ceri? Să nu răspundă rugăciunii? Că n-a făcut-o când ai vrut tu. Și de multe ori ceea ce ai cerut tu cu gând să risipești, cu gând rău să risipești, e altceva. Dar roagă-te simplu lui Dumnezeu, Doamne, sunt doar un om umil în adunarea Ta. Eu știu că pot să slujesc, eu știu că pot să fiu de ajutor. Arată-mi, Doamne, care este acest rol al meu în trupul Tău. E trupul lui Hristos. Întrebați-o vreodată, predica mea și vorbirea mea va fi întotdeauna. Aveți curajul și deschideți-vă unul față de celălalt. Aveți curajul și spuneți ceea ce gândiți unul față de celălalt. Întrebați-o pe sora Lenuța, de ce încă mai cântă la această vârstă? Și întrebați-o dacă știe să-și numere, de câte ori au trecut prin necazurile peste ea. Dacă știe și își aduce aminte de perioade bune din viața ei. Dar întotdeauna, și când a fost rău, și când a fost bine, a știut să cânte. Și va cânta până va închide ochii, pentru că e conștient că ăsta e talentul ei. Și Dumnezeu sensibilizează oameni la cântare, pentru că acesta e Dumnezeu, și face treaba. De multe ori, frații care au conservator și
cunosc note, cunosc armonie. De multe ori observă că o lasă vocea, nu mai merge, dar cântă pentru că Dumnezeu își face lucrarea. El pune negoț, un simplu talent, dar cel ce face lucrarea este Dumnezeu însuși. Slăviți să fie Dumnezeu! Vreau să mă apropii de încheiere și aș vrea să aduc câteva gânduri și câteva exemple. Voi încheia cu acea poezioară care m-a stârnit la aceste gânduri. Ascultarea față de Dumnezeu, față de Stăpânul nostru suverană. Stăpânul nostru suveran a stabilit ce și cum și unde. Întreabă-l și îți va spune. Sunt ferm convins, nu te va lăsa să aștepți. Care este talentul tău? Care este rolul tău? Aș vrea să vă aduc câteva exemple frumoase din Sfânta Scriptură. Unul din ele, și vreau să vă aduc și să vă, dacă vrei să vă întărât, că cei ce au observat ceva deosebit și rolul lor și hotărârea de a fi supuși stăpânului au fost doar de fapt niște străini. Niște străini, dar care Dumnezeu a știut să se folosească. El a făcut tot restul lucrării. Vreau să vă citesc despre Rut. Era moabită, era o străină, n-avea nimic cu Dumnezeu. N-avea nimic, evreii și poporul lui Dumnezeu aveau regulile lor foarte stricte, în care spuneau că în aceste reguli, dacă vreți voi, era mediul în care se făcea negoțul. În care ei trebuia să-și pună în valoare talanții. Dar de multe ori era străin de Dumnezeu aceste reguli stabilite de ei. Și Naomi, Rut, a văzut în Naomi ceva și în viața lor. Chiar dacă au trecut prin necaz, culoarea lor politică, culoarea lor religioasă, ei nu și-au schimbat-o. Singurul gând al lui Naomi a fost, vreau să mă întorc în țara mea, la poporul meu. Și când să-și facă socotelile, a spus, Rut, tu nu mai ai ce căuta cu mine. Tu n-ai fost nenorocită de la început, tu n-ai avut niciun noroc. Copii nu, soțul ți-a murit soțul, totul s-a alterat la noi în familie, totul s-a dărmat. Și îmi place atât de mult când spune, vreau să vă citesc din Rut, capitolul 1, o parte din versetul 17 și pe urmă ceva din capitolul 2. Rut a spus, facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Vreau să vă spun că aceasta a fost efortul ei. A ales să-L asculte pe Dumnezeu. A întâlnit un Dumnezeu nou, străin pentru ea până atunci. Străin total. Dar s-a lipit de acest Dumnezeu și a spus, eu vreau să ascult de acest Dumnezeu. Oare ce a determinat-o? Pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu decât în necaz. Și dacă vreți, un deznădejde, că acolo unde e moarte, în casă la tine nu e altceva decât deznădejde, descurajare, este durere, e cât se poate mai rău. Dar vreau să vă spun că răspunsul unui stăpân, e adevărat că era un stăpân vremelnic a unui ogor, unde Rut își ducea înainte hotărârea ei, culegea spice pentru ea și pentru soacra ei. Spune Boaz lui Rut, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului Israel, sub al cărui aripi ai venit să te adepostești. Nu vi se pare că seamănă vino rob bun și credincios de intră în bucuria stăpânului tău? Și nu-i la voia întâmplării prin faptul că ea este bunica lui David, spița de neam din care avea să se nască și să vină pe lume un mântuitor. Un mântuitor care să fie, dacă vreți,
mielul de jertfă pentru păcatul tău, o hotărâre a unei femei străine de Dumnezeu, Doamne, n-am primit mult de la Tine, dar tot ce am primit de la Tine am primit și vreau să-mi rămân alipită de Tine. Și răsplata a fost acest răspuns deosebit. Un alt exemplu de care vreau să vă aduc aminte, întotdeauna mă voi lega și mi-s la inimă acești străini care l-au găsit pe Dumnezeu și nu s-au mai lăsat de El. Să dea Dumnezeu că același foc să-L aprindă și în inima noastră. Doamne, Eu Te știu de mult, dar astăzi mi Te-ai făcut cunoscut încă într-un fel aparte, încât inima mea arde pentru Tine. Consider că în fiecare zi am făcut prea puțin pentru Tine. Consider că în fiecare zi mi-ai dat mai mult decât merit și mai mult decât fac eu pentru Tine, Doamne. Și nu trebuie altceva decât să-L crezi pe Dumnezeu, că talentul Tău, darurile Tale, dacă vreți, tot ceea ce Te-a înzestrat Dumnezeu pe Tine ca ființă umană, poate fi de folos, punându-L în negoț, în trupul lui Hristos. Te-ai gândit vreodată la asta? Am citit odată despre Iureșul care cuprindea toată lumea în jurul poporului Israel atunci când el a ieșit din Egipt și își căuta un loc. De fapt, toți din jur vedeau că Dumnezeu luptă pentru ei. Îmi place așa de mult să citesc despre Rahav următorul lucru. Vreau să vă spun că pe iscoade această Rahav, această femeie din Ierihon, nu i-a pieptănat și a spus: voi sunteți viteji, voi sunteți un popor ce n-a mai văzut lumea asta din jurul nostru, voi sunteți organizați, voi sunteți așa și pe mai, voi sunteți numeroși, voi sunteți așa. A spus: nu. De când am auzit, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat și am auzit că ați făcut tuturor celor doi împărați amoriților. Ei au auzit și această femeie acest lucru a reținut, că Dumnezeu era Cel ce lucra înaintea lor. Dumnezeu era Cel ce cucerește înaintea lor, Dumnezeu era Cel ce prăpădea înaintea lor, Dumnezeu era Cel ce a secat Marea Roșie și a dat-o la o parte ca un popor să treacă pe acolo. Era Dumnezeu, era Stăpânul, era Suveranul. Un străin a înțeles acest lucru. Maria și Aron, sora și fratele lui Moise, n-a înțeles acest lucru. La un moment dat, una din răzmereți, una din, dacă vreți, una din răscoalele care s-au întâmplat în poporul lui Dumnezeu, un popor sfânt și sfințit de Dumnezeu, a fost următorul: dar numai prin Moise poate să vorbească Domnul? Dar numai el e singurul proroc? Ei au crezut că Moise face tot. Ei au crezut că Moise și om, de fapt Moise era omul blând. Atât de blând, dacă vă aduceți aminte, atunci când l-a chemat Dumnezeu: Doamne, eu sunt gângav. Eu sunt gângav. Dar Dumnezeu: Moise, Tu fă ce-ți spun și ascultă, pentru că Eu voi fi Cel ce voi face. În poporul lui Dumnezeu sunt oameni care contestă autoritatea lui Dumnezeu și suveranitatea Lui. Chiar și la bine, chiar și la strâmtoare, și bine și strâmtoare, dar o contestă. Vreau să aduc aminte un exemplu negativ de Saul. A crezut un lucru de apucat, să ia și să-l înlocuiască pe marele preot, pe Samuel. Erau strâmtorați, e adevărat, era o perioadă de criză. A așteptat 7 zile ca să vină la Ghibea, să vină Samuel. Dar Samuel a întârziat, nu știu de ce, nu știu care e motivul, dar a întârziat. Așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a ales așa, să întârzie 7 zile după data stabilită de ei că se vor întâlni acolo. Erau înconjurați
de popoare, erau amenințați de război. Și când a văzut că poporul se împrăștie, dar ce mare lucru! Dar numai Samuel? Dar numai frații cu darurile respective? Dar și noi putem să facem același lucru. Aduceți arderea de tot și jertfa de mulțumire. Aduceți-o încoace. A aprins-o și a înfăptuit-o. Pentru că tipicul și modul în care se făcea o știa pe de rost. O știa pe de rost. Bietul Saul credea că toate acestea sunt făcute de Samuel. Și că Samuel acesta are o putere specială. Dar de fapt era voia lui Dumnezeu. Înțelegeți astăzi că voia lui Dumnezeu este voia unui Dumnezeu suveran. Sarcina mea și a ta astăzi este să mă întreb, Doamne, care-i talentul meu? Am văzut de multe ori că mulți frați se înghesuie și visează să fie păstori toți. Dacă îl întreb direct, spun că nu e adevărat. Dar nu este minciună mai mare. Vor să fie păstori pentru că sunt vizibili, sunt în față. Dar niciunul nu se întreabă, oare sunt în stare? Oare voia lui Dumnezeu este acest lucru? Oare sunt în stare să fac acest lucru? Oare sunt eu rânduit de Dumnezeu cu acest dar să pot face această slujbă? Și le amestecăm, ne le amestecăm în adunare și atâtea necazuri și probleme avem. Atâtea discuții de vorbe, atâtea certuri, atâtea dezbinări. Pentru ce? Pentru că eu am vrut și eu acel talent. Dar împărțirea, vă aduc aminte că o face un Dumnezeu suveran și atotputernic. Acceptă voia Lui în viața ta și mulțumește-te cu ceea ce ai primit. Una din spusele acestui stăpân, atunci când robii au venit, ți-am dat puține lucruri, ai fost credincios în ele, te voi pune peste lucruri mult mai mari, pentru că credința ta s-a dovedit. S-ar putea, cum mi-aduc aminte de unul din vitejii lui David, slujba ta să ți se pare a noastră. Cântat un cor, e ca și cum ai apăra un câmp de linte, ca și cum ai apăra un lucru fără valoare, cântat un cor, cântat un fafară, ei lipsesc de aici, nu știu de ce, cântat un fafară, e un lucru așa de neînsemnat, dar e un lucru atât de valoros pentru că dovedești ascultarea față de un Dumnezeu suveran care ți-a dat un talent. Te-ai gândit vreodată la acest lucru? Te-ai gândit vreodată că stai în balcon, nu știu de ce, nu știu cine îți fură această îndrăzneală și posibilitatea de a-ți înflăcăra darul și talentul și de a nu veni aici la cor să cânți spre slava lui Dumnezeu. Și nu vreau să vă sperie, nu veți fi aici în cor, nu veți fi vedete. Corul nu cântă bine cu vedete, vreau să vă spun, pentru că vocea cu vedete se va auzi din partida respectivă și dirijorii care cunosc armonie foarte bine și țin la ea, armonia a stabilit-o Dumnezeu. Cei ce țin la armonie, totdeauna spune tu puțin mai încet, eu știu că ești bun, eu știu că ești bună, dar tu puțin mai încet, pentru că calitatea unui cor este în conlucrarea în dragoste și în cântarea unui cor se poate coborî slava lui Dumnezeu. Dar acolo unde nu strălucești niciunul mai tare ca celălalt. Vreau să închei citindu-vă acele gânduri a unui om, a unei fete tinere, care atunci când a plecat din lumea aceasta, a plecat înțelegând voia lui Dumnezeu și acceptând voia unui stăpân suveran. Îmi cer iertare cui am furat-o atunci. Am furat-o și îmi cer iertare. Dar o țin și o păzesc de atâția ani. Doamne, este timpul să-ți dăm înapoi tot ce ne-ai dat împrumut. Tu ne-ai creat și ai pus viață în noi. Tu ești olaruri, noi vasul de lut. N-avem motive să nu ne supunem. Dacă vrei viața mea, acum să-mi o ceri. Ce-am câștigat dacă ar fi să rămânem veșnic aici într-un lanț de dureri? Tu, Doamne, știi când să dai,
bine știi și când să iei. Tot ce faci tu e frumos și e bine. N-am să înțeleg soarta anilor mei. N-am să înțeleg soarta anilor mei, dar mă voi prinde mai tare de tine. Amin. Spunea cuvântul Domnului, atunci împărăția cerurilor se aseamănă un om. Cine o fi omul ăsta? Cu multe se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. În capitolul acesta 25 e asemănată cu 10 fecioare. Dar omul acesta despre care el vorbește aici e însuși împăratul, e Domnul Iisus, care a încredințat robilor săi avuția sa, a venit din cer pe pământ, a venit la ei săi și pentru o vreme s-a dus. Noi știm unde a plecat, știm că se va întoarce, dar ce mi s-a părut mie interesant, i-a chemat pe robii săi, am înțeles pe toți, nu a făcut excepție. Și la fiecare i-a dat talent sau talent. Nu a făcut excepție. Adică, concluzia la ce spunea fratele Nelu, în lucrarea lui Dumnezeu, că o altă traducere așa spune, în loc de negoț, să-i pună în lucrare. Nu există nici șomer, nici pensionar, nici scutit pe caz de boală. Nu, nu. Fiecăruia i-a dat. Și Domnul să ne ajute cu ceea ce ne-a dat să punem în lucrare. Și fiecăruia ne-a dat o viață. Spune cuvântul, noi nu mai suntem ai noștri. Domnul ne-a răscumpărat, aparținem Domnului, suntem ai Lui. De aceea, viața noastră să fie pusă în slujba Domnului, timpul și așa mai departe, atâtea câte ne-a dat Dumnezeu, să le punem în lucrarea lui Dumnezeu. Și ne-a dat și voce bună să cântăm, nu? Vă invit să ne ridicăm cu toții și să cântăm dintr-o cântare în comun cu toții în cinstea Domnului și apoi voi anunța mai departe cum se va desfășura lucrarea. Amin. Domnul secerișului întreabă, cine pleacă azi cu al meu cuvânt? Cine la cei păcătoși de gravă va vesti mesajul meu cel sfânt? Doamne bun, iată-mă, gata sunt acum să-ți-l spun. Doamne bun, iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Doamne bun, iată-mă, gata sunt acum să-ți răspund. Doamne bun, iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Din altar când ai luat tăciune și-ai simțit cu el pe al tău profet, plin de duh el a început a spune, iată-mă, cuvântul tău aștept. Doamne bun, iată-mă, gata sunt acum să-ți spun. Doamne bun,
iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă, Doamne, bun, iată-mă, a ta sunt acum să-ți răspund, Doamne, bun, iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Timpul ți se pierd, azi păcate, n-auziți voi plânsul lor amar. Ei de mântuire stau departe, mergeți și chemați acum chiar. Doamne bun, iată-mă, gata sunt acum să-ți răspund, Doamne bun, iată-mă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă rog să vă reașezați. În continuare, sora Lidia Rusu dorește să laude pe Domnul cu o poezie, Dumnezeu să o binecuvinteze, apoi sora Lidia Tocaci va lăuda numele Domnului cântând, corul de asemenea va slăvi numele Domnului și apoi fratele Caleb va mărturisi cuvântul Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Dacă dorești un dar, de vrei să fii un ucenic, un serv al lui Iisus, cu tine să lucreze așa cum El a spus. Dacă ești plin de râvnă pentru lucrarea sfântă, oprește-te o clipă și bine te ascultă. Poate dorești și daruri ca Domnul să îți dea și cer cu stăruință, crezând că îți va da. Și da, este nevoie în vremea de acum de darurile sfinte. Ce rare sunt acum, un dar de vindecare, ce rar îl întâlnești, nevoie ar fi de el, nu-i rău că îl dorești. Un dar de prorocie, prin revelații sfinte, curat, imaculat, puternic în cuvinte, descoperind păcatul, ce mult e în popor, zidind și ridicând pe cei ce aproape mor. Trezind la viață sfântă pe cei ce s-adormiți și ridicând povara acelor osteniți. Cum nu ar fi nevoie de un Ieremia, de un Ilie, de un Elisei și de o Deboră și astăzi să mai fie. Nevoie ar fi de un Daniel ca taine să dezbată și visuri și vedenii ce unora se arată. Și cum n-ar fi nevoie de un om plin de Duhul Sfânt, oricând ca să discearnă al Domnului cuvânt, ca să deosebească oricând și orice duh ce apare, de este de la Domnul sau e din îndrăzneală. Că-s multe duhuri astăzi, ce bântuie în popor, și duh de anticrist și duh amăgitor. Din duh de îndrăzneală unii azi vorbesc, iar alții prin puterea satanei prorocesc și mulți mai rătăcesc poporul spre pustie cu învățături străine și sfaturi ce-i îmbie. Și mulți, necunoscând că învățătura-i falsă, îi duce spre pierzare și nu pot să mai iasă. De vrei să fii apostol, nu-i rău ce tu dorești, dar nici de cum să nu țintești ca slavă să primești. Și nu uita să ai un dar, un dar curat și sfânt, te va costa răbdare și suferință pe pământ. Înainte de a primi
un dar din Duhul Sfânt. Vei fi încercat puternic, zdrobit până la pământ. Și vei ajunge să te vezi un fir de praf ce zboară, o mână de țărână, de pulbere ușoară. Și fără să treci pe aici, prin greu, prin suferință, tu nu poți să cunoști de plină biruință, căci numai astfel poți să vezi, curat și deslușit, căci numai de la Domnul ai tot ce ai primit. Și El nu vrea să amesteci firea ta cu harul Său, curat te vrea Stăpânul să fii în lucrul Său și toate să le faci spre slava Sa divină și ascultare în totul, supunere de plină. Și nu uita că de-ai primit un dar din Duhul Sfânt, vei fi lovit de mulți în viață pe pământ. Și când vei asculta de plin de Dumnezeu, puternic va lucra în tine harul Său. Dar lupta va fi mare din partea celor mulți și vor căuta să-ți pună în calea ta spini mulți. Vei fi hulit, vei fi batjocorit, vei fi lovit și adesea izgonit. Să nu crezi că-ți va fi cărarea doar cu flori, când tu vei căuta în harul sfânt comori. De ceri vreun dar ca Domnul să îți dea, te rog, cere să fie doar sfântă voia Sa, că El cunoaște bine puterea ce o ai și știe dacă darul spre bine o să-l ai. De nu ești pregătit ca darul să-l primești și nu poți ca o cara și slava să o primești, smerit, în umilință, supus, ascultător, la Domnul Dumnezeu să-i fii mulțumitor. Degeaba ceri un dar din Duhul Sfânt venit, cu darul poți să fii în beznă izgonit, căci de accepți mândria și firea ta cea rea, cu darul de rușine curând vei rămânea. Căci Duhul Sfânt nu stă în locuri cu mândrie, cu ură, aroganță, cu pismă, cu mânie. Deci dacă vrei să ceri un dar din Dumnezeu, să ceri o călăuză din Duhul Său mereu, să ceri ca Dumnezeu să-ți pregătească viața, să ceri ca la sfârșit să poți să îi vezi fața și darul care-l vrei să nu te ducă în jos, ci să te ducă în sus, în harul lui Hristos. Și de-l dorești ca să-l dorești pentru zidire, ridicare, pentru salvare și trezire și mângâiere și alinare. Dar nu uita, vei suferi nespus de mult în viață, batjocorit, disprețuit și ocărât în față. Adu-ți aminte că Iisus a fost Fiul Divin și a suferit dispreț din plin pe crucea cea de chin. Scuipat, hulit, batjocorit pentru al nostru păcat și suferind pe cruce cu Tatăl ne-am păcat. De vrei să fii urmașul Lui, nu aștepta doar cinste, nu aștepta doar flori și farmec în cuvinte, nu aștepta să fii mai prețuit în lume decât a fost Iisus.
și sfinții din vechime. Amin. Priveagă-ți prin lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Prin viscol, furtuni și prin valuri mereu, ți-aduc azi o sanale. Te cânt, te ador, te slăvesc, te măresc și spun tuturora ce mult te iubesc. Din zori până-n seară te laud mereu, trăiască Domnul. Din valea de plângeri privesc cam timid și caut mângâiere. Dușmanul e tare și eu sunt prea mic, dar Domnul-mi dă putere. Te strig al meu soare să vin ajutor, să birui cu tine furtună și dor, să-nalt sus drapelul de biruitor, trăiască Domnul. Alerg către țintă pe drumul spinos, prin valuri și ispite. Și știu că înainte pășește Hristos, eu merg tot înainte. Căci drumul cu spine tezește Iisus, ne poartă și crucea așa cum ne-a spus, și-apoi ne așteaptă cu drag în cer sus, trăiască Domnul. Mai e doar puțin și-om ajunge la mal, cu Domnul-n fericire. O clipă, un ceas și apoi la liman ne așteaptă al nostru mire. Căci drumul pe care atâția l-au plâns, cu lacrimi amare din ochi te-au curs, uita vom și veșnic cânta vom mereu, trăiască Domnul. Căci drumul pe care atâția l-au plâns și lacrimi amare din ochi te-au curs, uita vom și veșnic cânta vom mereu, trăiască Domnul în veci de veci.
reține cum se termina cântarea corului. Care era ultimul cuvânt? Testăm aici, atenția. Spuneți cu voce tare? Har. Țineți minte asta. Harul e darul nemeritat. Amin? Ce ați face în dimineața asta dacă la ieșire din clădirea acestei biserici, Betania, ar veni un om de afaceri? Să zicem, domnul Bill Gates? Da? Și fiecare dintre dumneavoastră v-ar înmâna 50.000 de euro. M-auziți bine? Deci ați zâmbit câțiva. Unii se gândesc, terenul ăla îl voi cumpăra, casa cealaltă, mă voi duce dincolo, voi face asta. Ce ați face dacă cineva ar veni aici și fiecare dintre noi, mai ales celor care trebuie să-și întemeieze familie, i-ar rămâna 50.000 de euro? Fără nicio condiție. Faci ce vrei cu banii ăștia. Întrebarea asta i-am pus o soție aseară, când pregăteam mesajul, și după ce mi-a spus câteva lucruri care le are în gând, dacă ar primi 50.000 de euro, mi-a zis, fii sigur că aș da zecioială din 50.000 de euro. 5.000 de euro jos la biserică. Ai putea să faci asta? Apropo, știți că zecioala se dă și din cadouri? A fost o vreme în care nu credeam asta, adică n-aveam niciun gând despre a da sau nu zecioală din cadou. Și Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a spus biblic, este să dai din tot, inclusiv din cadouri. Ai putea să dai din 50.000 de euro 5.000 de euro la biserică? Ai putea să faci asta? Veți spune, ce legătură are Caleb 50.000 de euro, sumă așa imensă într-o lume așa de săracă, într-o țară așa de săracă, precum e România? Știți ce legătură are? Știți cât valora un talent în vremea Domnului Iisus Hristos? Știți ce greutate avea un talent? Arhivele istorice spun că un talent avea între 30 și 50 de kilograme. Noi de obicei, când am auzit pilda talanților, am crezut că sunt niște bănișori așa aruncați. I-a dat 5 lei, 5 bani, hai să zicem 500 de lei, n-au valoare. Un talent în perioada istorică în care a trăit omul și Domnul Iisus Hristos valora cât era suma a unui muncitor, a unui bărbat, timp de 20 de ani. 20 de ani muncea cineva și toți banii și strângea, nimic nu cheltuia, nici măcar pe mâncare. Și valoarea aceea pe care o strângea în 20 de ani era valoarea unui talent. Dacă am calculat minim pe economie, am ajunge în 20 de ani un muncitor în România, ar strânge 50.000 de euro aproximativ. Între 40 și 50.000 de euro. Dacă mai înmulțim cu 5, dacă ne mai raportăm la minim pe economie în spațiul ebraic, în statul Israel, știți care este actualmente valoarea comparativă, actualizată, a celor 8 talanți pe care i-a dat omul? Știți care e averea acestui om? Aproximativ 1.500.000 de euro. Un om avea averea aceasta. Nu stăm să discutăm dacă era bogat sau sărac, dacă era prin topul 50, topul 10. Nu, asta e important, asta era averea lui. Și Biblia ne spune în pildă, a încredințat nu o parte din avuția sa, ci ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 14, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa, toată averea, 8 talanți. A zis, eu plec într-o altă țară și strategia mea este aceasta, vreau să-mi împart averea. Nu pentru că murea cum își part unii averia, nu pentru că era într-un sistem în care era încorsetat de sănătate sau de lipsa ei mai ales, ci pentru că așa a vrut el când pleacă într-o altă țară îndepărtată, să împartă. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul se intitulează, ce faci cu averia lui Dumnezeu? Ce faci
cu averea lui Dumnezeu? Știai că Dumnezeu din cer, se spunea, a venit și n-a venit doar să facă clădiri, doar lăcașuri de cult, doar troițe și crucifixe la încrucișări de drumuri. El a venit ca fiecărui om să-i împartă averea lui din cer. Știți că cerul e pregătit să se împartă? Știți pentru cine? Pentru cei cărora li se va spune în ziua aceea a judecății: rob bun și credincios. Ce faci cu averea lui Dumnezeu? În primul rând, condiții a acordării acestei averi. Pentru că niciun om cu mintea întreagă, niciun om bogat mai ales, nu-și permite să arunce banii. El este un econom extraordinar pentru că de aceea a reușit să strângă o anumită sumă mare de bani. Și atunci când își împarte averia, el nu aruncă așa peste gard decât oamenii care vor să facă publicitare și campanii electorale. Ăștia sunt niște oameni slabi, dar oamenii care sunt cu adevărat oameni care gândesc și care au o logică în spatele lucrurilor pe care le fac, ei întotdeauna au niște condiții, au niște argumente, au niște motive care generează cine va primi averia. Condiții a acordării averii. Să vedem ce condiții a avut în spate omul acesta care și-a împărțit averia. Ascultați ce spune Biblia. Un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe cine? A zis: păi, caut un om de pe stradă, caut pe cineva pe care l-am văzut prima dată și nu mă interesează, arunc bani, vreau să se formeze filme, videoclipuri, poze, vreau să se spună ce filantrop sunt eu. Omul acesta n-a făcut așa. Ascultați ce spune Biblia și pilda. A chemat numai pe robii săi. N-a chemat pe fiii săi, pentru că averea lui Dumnezeu nu merge pe cale genealogică. O condiție primară, prima condiție ca să primești parte din averea lui Dumnezeu este să ai caracter, să fii rob al lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, apostolul Pavel, el zice foarte clar în Tit, capitolul 1, versetul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol. N-a zis Pavel apostol al lui Dumnezeu și rob. Nu. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apoi apostol. Talanții nu-i primesc cei care n-au avut convertire în viața lor. Dumnezeu nu împarte din darurile sale, din avuția sa, din averea sa. Nu, el nu împarte în mod aleator, întâmplător. El împarte din darurile sale numai oamenilor care au caracter, care au avut un moment în care deliberat au ales să intre în averea stăpânului din cer. Și dacă, după cu istoria ebraică, era odată la 7 ani să fie eliberați toți robii care vor să plece, ei puteau să rămână. Știți care era condiția? Trebuiau să spună: ne place de stăpânul nostru și îl iubim. Să înseamnă să fii îndrăgostit, să fii pasionat de caracterul stăpânului tău. Averia o primesc numai cei ce au caracter. Întotdeauna când vrei să slujești într-un anumit domeniu, și slujbele nu sunt doar cele vizibile de aici, o parte a slujirii noastre este în biserică și e foarte bine cum s-a spus, dar o altă dimensiune a slujirii noastre este în lumea laică, este societate, este atunci când sunt frecușuri, când nu ne convin lucrurile, atunci când suntem tentați să dăm din coate, să fim noi cei care suntem primii și care dăm lecții. Caracterul înseamnă, nu uita, tu reprezinți pe cineva, ești robul stăpânului tău din cer. Când ceva spui, când ceva vorbești, toți te văd. Și în funcție de cum ai atitudine în contextele cele mai dificile din viața ta, se spune despre tine, ești sau nu
robului Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne! Caracter! Apoi, o altă condiție a acordării averii lui Dumnezeu este chemarea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. A chemat pe robii săi. Chemarea. Chiar dacă există o persoană care, din punct de vedere temperamental, din punct de vedere a tuturor abilităților pe care le are prin naștere, poate unele dobândite pe cale genetică, de alt gen, pe care Dumnezeu le-a dat în lumea aceasta, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când e vorba de averea lui Dumnezeu, nu se ține cont în primul rând de asta. Stăpânul cheamă după voia sa. Amin? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Vă citesc din Cartea Romani, același apostol Pavel, el spune în versetul 1, capitolul 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Se oprește aici? Nu. Observați? Criteriul este același. Chemat să fie apostol. Apoi pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Se poate să fii rob al lui Dumnezeu și din punct de vedere caracterial să nu fie nicio pată pe viața ta spirituală sau a mea, dar Dumnezeu să nu te fi chemat la o slujbă anume. Mă înțelegeți? Pavel a fost rob al lui Dumnezeu mai întâi, dar ca să devină apostol al lui Dumnezeu a avut nevoie de o chemare specifică, de o chemare unică din partea lui Dumnezeu. Chemarea aceasta e adevărat că s-a materializat și a fost vestită imediat după ce a devenit rob al lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că se confundă cele două lucruri, niciodată. Caracterul este primordial. Chemarea este diferită pentru fiecare dintre noi. Și un alt criteriu, o altă condiție a împărțirii averii, este compatibilitatea. Dar o compatibilitate din criterii și din gândirea lui Dumnezeu, nu din gândirile noastre umane. Ascultați, am părțit fiecăruia după, spune versetul 15, fiecăruia i-a dat după puterea lui. Când am citit, pentru ca să pregătesc acest mesaj pentru prima dată, versetul 15, m-am gândit, de ce unuia i-a dat 5, altuia 2 și altuia 1? M-am gândit, poate avea afinități. Așa a fost prima mea reacție umană. Avea simpatizanți. Pe ăsta îl vedea mai aproape de el. Zicea, da, cu ăsta pot să dau mai mult avere. De 5 ori mai mult decât celui care dă ultimul. Nu. Stăpânul, pentru că aceștia erau robii lui, îi cunoștea pe toți. Amin? Slăvit să fie numele lui, stăpânul nostru, drag Iisus Hristos. Ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și El știe cu ce suntem compatibili. Pentru că chemarea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, este pe măsura darului lui Dumnezeu și în același timp pe măsura puterii noastre și a credinței. Cine are un dar, spune Cartea Roman, capitolul 12, să-l întrebuințeze pe măsura credinței lui. Și credința, oare nu o cunoaște Dumnezeu a fiecăruia dintre noi la modul individual? Ba da, El o cunoaște. El, cunoscând credința noastră, El ne face chemări care sunt compatibile cu credința noastră. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia, pentru că El era cel mai compatibil să se ducă în aproape toată lumea să predice Evanghelia. A greșit Dumnezeu în cazul lui Pavel? Da sau nu? Nu a greșit. Compatibilitate din perspectiva stăpânului. Oare pot să cred în această dimineață stăpânul mă cunoaște? Oare pot să realizez în această dimineață stăpânul mă știe? El nu numai că știe ce am făcut eu, El nu numai că știe planurile mele, El știe cum se va derula fiecare minut din viața mea, inclusiv ultimul, înainte să închid ochii pentru întotdeauna și să plec în eternitate. Da, El știe tot. Și în funcție de cum sunt eu compatibil și de puterea pe care o am, de unde am eu puterea asta? O am eu? Da sau nu? Nu am de la mine. Mi-a dat-o tot Dumnezeu, amin? Slăvit să fie numele Domnului.
Vă întreb, a greșit stăpânul când i-a dat un talent ultimului rob? Așa îl numesc, deși nu-i ultimul în priorități. N-a greșit. Pentru că atunci când a venit vremea socotelii, știți ce a zis stăpânul? Ascultați ce a zis. Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi dai banii la zarafi și la venirea mea să-mi iau ce este al meu, averea lui Dumnezeu. Dar ce vreau să spun acum era că se cădea, ăsta era un semn de respect, că Dumnezeu te-a chemat, că Dumnezeu te-a adus în adunarea Lui, în biserica Lui, și se cădea, era un semn de respect, de reverență, o mulțumire indirectă prin fapte, se cădea să-i dai la zarafi. Cu alte cuvinte vrea să-i spună stăpânul robului, tu puteai să faci asta, stătea în măsura puterii tale. Și vreau să-ți mai spun ceva, vreau să-i spună indirect stăpânul, nu ți-am dat mai mult decât puteai. Să nu cumva să creadă cineva că Dumnezeu îi dă mai mult decât poate să administreze. Să nu cumva să creadă. Și dacă cineva se plânge că nu mai poate, e prea posibil că a luat mai mult sau a încercat să ia, că nu poate, doar simulează a lua mai mult decât i-a dat Dumnezeu. Nu poți să iei și nu primești mai mult decât știe Dumnezeu că poți. Amin? Asta și în domeniul suferinței, dar și în domeniul lucrării. Stăpânul este un organizator de excepție, la superlativ. N-are nicio greșeală. El nu împarte la întâmplare. Dacă noi ne luăm anumite slujbe și anumite lucruri pe care nu le-a dat Dumnezeu și încercăm, asta se vede. Dar ascultați-mă bine ce vă spun. Condiții înseamnă caracter, chemare unică a lui Dumnezeu. O chemare curat, compatibilitate. Asta înseamnă condițiile acordării averii. În al doilea rând, să vedem care este calea de administrare. Pentru că s-ar prea putea să credem că avem un talent, să credem că avem 5 talanți, 2. Și acum fac o subliniere ca nu cumva să înțelegem greșit ceea ce spun în continuare. Să nu cumva să credem că un talent e mai puțin valoros decât 5, nici într-un caz. Sau un talent, 2 talanți sunt mai puțin valoroși decât 5. Fiecare are valoarea lui și fiecare măsură este calculată, este pusă în cântarul lui Dumnezeu. Așa că cine are un talent să nu se compare cu cine are 5, să spună eu, nu, n-are niciun sens. Dacă nu primesc 5, spun unii din mândrie, n-are niciun rost. Nu. Și aici vreau să mai fac o subliniere. Sunt unii care interpretează talanții ca fiind, de exemplu, dacă cineva predică un talent, dacă cineva cântă un alt talent, posibil să fie și așa. Însă eu cred că în slujirea pe care o ai de primă linie, primordială, pentru că un om al lui Dumnezeu are în primul rând o slujire. Sunt altele adiacente care sunt legate de slujirea aceea, dar una trebuie să fie prioritară și trebuie să fie cunoscută. Legat de slujirea aceea, există talanți mai mult sau mai puțini, adică putere care stă în spate, mai multă sau mai puțină de activare, de punere în negoț, de lucrare. De exemplu, vă dau un exemplu, dacă cineva este predicator, dacă Dumnezeu l-a chemat la slujirea aceasta, poate că Dumnezeu îl trimite în Noua Zeelandă, în Singapore și probabil că Dumnezeu îl folosește în mai multe departamente de slujire, dar în domeniul predicării sau a cântării sau în alte contexte. Am dat doar un exemplu acum. Nu înseamnă că dacă ai 5 talanți, neapărat trebuie să ai 5 slujbe în biserică, nici într-un caz, ci înseamnă că este mai multă putere, nu financiară, ci putere de activare, de implicare. Și asta de unde vine? De la Dumnezeu, amin? Ce mare Dumnezeu avem noi! Un Dumnezeu extraordinar de atent la detaliile în cadrul averii Lui. Ce facem noi cu averea lui Dumnezeu? Calea de administrare. Ca să poți administrezi darul și averea lui Dumnezeu, trebuie să o cunoști. Când a primit robul numărul 2, 2 talanți, el nu era analfabet să nu știe ce valoare are. El nu era în ceață să spună, băi, mi se pare că-s 5, mi se pare că-s 2 jumate, mi se pare că-s 3, mi se pare că-i doar 1. Nu. Întotdeauna când Dumnezeu dă ceva cuiva, omul acela este responsabil să cunoască ce-i dă Dumnezeu. Amin?
Doamne, ajută-ne la lucrul acest. Nu pot să lucrez cu averea lui Dumnezeu fără să-i cunosc valoarea. Pentru că s-ar putea să o investesc, pun ghilimele de rigoare, și să am pierderi. În loc să câștig, cum va venea în continuare, să pierd. De ce? Pentru că nu-i cunosc valoarea. Dacă cel care a primit 5 talanți știa că are doar 4 și ar fi dus să-i pună în negoț, ar fi primit probabil doar 8, că erau unii care înșelau. În pildă, nu e vorba de Dumnezeu aici și de lucrarea lui Dumnezeu. Da? Deci întotdeauna, ca să putem să administrăm corect ceea ce ne dă Dumnezeu, cadoul lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru că se spunea că fiecare dintre noi primim. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Dar să primim noi, Dumnezeu ne dă, dar noi să primim. Să cunoaștem averea lui Dumnezeu în dreptul nostru. Trebuie să stai în post pentru asta. Când ai postit ultima dată înaintea lui Dumnezeu, îi spui, Doamne, eu m-am botezat de 4 ani. Și, Doamne, nu înțeleg care este domeniul acela specific pentru viața mea pe care Tu l-ai scris în cer pentru mine. Doamne, nu înțeleg care e partea aceea de avere a Ta pe care Tu mi-ai dat-o și pe care trebuie să o administrez într-un mod corect. Mai mult decât ar trebui să te intereseze banii pe care îi câștigi la final de lună sau la mijloc, mai mult decât ar trebui să mă intereseze ce mașină conduc sau aș vrea să conduc, ar trebui să te intereseze și să mă intereseze. Știți ce? Care este partea de avere care mi-a dat-o Dumnezeu? Ar trebui să cunoaștem asta și trebuie să cunoaștem fiecare dintre noi. De exemplu, dau un exemplu. Cineva la cort a adus o doamnă. Era vecina dânsului, a domnului acelui, a fratele acelui. Și a zis, am adus, am găsit-o în stație. Atât am vorbit cu ea până când am condus-o să vină la evanghelizare. Era în ultima seară de evanghelizare, dacă mi-amintesc, duminică seara. Și am adus-o. Am fost în Paris și există un grup de băieți, căsătoriți și necăsătoriți, se adună în fiecare vineri seara și se roagă. Știți care e scopul rugăciunilor? Duminică dimineață, când ei nu au program la biserică, pentru că în biserica aceea este program doar de la ora 5 după masă, duminică dimineață, când se termină programul la o biserică tradițională, ei merg în curtea acelei biserici și abordează oamenii. Vorbesc cu ei și nu vorbesc ca să-i atragă la o altă biserică, ci scopul lor este acesta, să le vorbim despre Dumnezeu. Vrem neapărat să mai smulgem un om din iad. Și au fost oameni care au venit în biserica aceea din Paris, biserica Philadelphia, puteți să verificați lucrurile acestea pentru că nu vorbesc bazme, au venit în biserica aceea și l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, s-au botezat și au devenit membri activi și acum ei încearcă să meargă ei să aducă pe alții. Care-i darul lui Dumnezeu pentru viața ta? Cuantificăm talanții în funcție de renumerație uneori, cuantificăm talanții în funcție de efect alteori, alteori cuantificăm talanții în funcție de popularitate, câți de mulți ne iubesc pentru că avem un anumit talent. Nu, s-ar prea putea să fii necunoscut, niciodată să nu știe nimeni că la 5 dimineața, în fiecare dimineață tu te trezești, ai 45 de ani, te trezești în fiecare dimineață și ei pe rând comitetul, ei frații slujitori care dau un demn, corul, fanfara, ceilalți care sunt aici și te rogi și pentru ceilalți care trebuie să vină, care sunt înscriși în planul lui Dumnezeu de mântuire, faci lucrul acesta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin? Doamne, lucrează pentru asta. E nevoie să se recruteze, se spunea în această dimineață, noi oameni care să fie devotați, care să-și cunoască chemarea, care să știe că ei pot să îmbărbăteze și când vede pe cineva care este înfrânt în poverile vremurilor, credite și toate celelalte, să meargă să-l bată pe umăr și să spună, hei, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu nu ești destinat iadului, tu nu ești destinat să miri tot cu fruntea în pământ. E adevărat că ai probleme, ai datorii, ai toate lucrurile acestea care le știi foarte bine, dar ascultă-mă, tu ești fiu de rege, tu ești rob din averea lui Dumnezeu, tu ești în gospodăria lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt, tu ești obligat să privești spre cer, amin? Slăvit să fie numele Domnului! E vremea în care fiecare să-și cunoască ce parte din averea lui Dumnezeu i s-a atribuit. Să cunoască. Cine îmbărbătează, spune Roman capitolul 12, să se țină de îmbărbătar. Cine dă, să dea cu mână largă, fără strângere de inimă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și toate să le facă la superlativ, pentru că Dumnezeu așteaptă asta de la noi. Știți de ce? Ne-a dat toate condițiile și toate contextele necesare ca să facem lucrul acesta. Amin? Cunoaștere. Câștig. Am spus deja despre asta. Mi-ai dat 5 talanți și am mai câștigat încă 5. E o cântare care spune câți talanți ai câștigat. Că vine Domnul, omule bun și frate și soră. Vine Domnul, vine și în ziua aceea se va trage o linie lungă și interminabilă. E linia bilanțului.
În dreptul vieții mele se va trage o linie și se va spune, e vremea socotelii. Cât ai câștigat? Cât ai câștigat? Există niște complexe ale persoanelor care primesc doar un talent. Le amintesc întreagăt. Complexul cantității. Doar, ascultați ce spune Biblia, și când îi descrie modul în care îi se împart talanții, ne spune cuvântul Domnului, altuia unul. Apoi versetul spune, versetul 20. Cel ce nu primise decât, versetul 18, cel ce nu primise decât un, decât un talent. Sunt unii care nu lucrează, nu doar în biserică, ci și în exterior, pentru că slujirea aceasta înseamnă interior și exterior. Un copil al lui Dumnezeu este obligat să-L reprezinte pe Dumnezeu atât în biserică, cât și în societate. Amin? Amin? Doamne ajută-ne! Complexul cantității. Eu am doar unul. Lasă să lucreze aia cu doi. Lasă să lucreze aia cu cinci. Păi nu mă fac eu de rușine, ies la interval cu un talent. Rușine! Rușine pentru cine? Pentru stăpân care ți-a dat unul? Sau pentru Satan să-i fie rușine? Să fie lui rușine că tu lucrezi. Scoate complexul acesta de inferioritate, complexul pe care l-am numit complexul cantității. Am numai un talent. Dumnezeu nu te va cântări în funcție de ceilalți, pentru că al doilea complex este complexul comparației. Da, e ca și două mașini care sunt linie, pornesc și care e mai puternică? Care are mai mulți cai putere? Nu, aici în biserică nu e așa ceva. În lucrarea lui Dumnezeu nu există comparații de genul ăsta. Complexul comparațiilor trebuie să dispară. Complexul cutremurului. Sunt unii care sunt așa de sfinți încât nu mai fac nimic. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost frică. Cum să-ți fie frică? De cine să-ți fie frică? Trebuia să-ți fie frică de ce urmează, în final, când vine stăpânul. Nu atunci când trebuia să lucrezi. Complexul cutremurului. Unii sunt așa de cutremurați și așa de pioși și așa de super sfinți, cu ghilimele de rigoare, încât nu mai fac nimic pentru Dumnezeu. Hei, complexul ăsta trebuie să dispară. În numele lui Iisus Hristos, noi trebuie să lucrăm cu ce ne-a dat Dumnezeu. Da? Doamne ajută-ne! Un alt complex al celui cu un singur talent. Am știut că ești un om aspru. Complexul concepției despre stăpân. În mod principal, Dumnezeu este un Dumnezeu aspru? E gelos, dar e așa de bun. Că dacă nu era bun stăpânul ăsta, nu-i împărțea, lui nu-i dădea nimic. Îi dădea la aia cu doi sau la aia cu cinci. Și aveau 6-1 sau respectiv celălalt 3. A fost bun cu toți. Și e bun Dumnezeu cu noi, cu fiecare dintre noi. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Complexul acesta să-l scoatem. Cum îl concep tu pe Dumnezeu, un Dumnezeu aspru? Alții spun, las că Dumnezeu poate singur. Am știut că ești unul care seceri de unde n-ai semănat. Poate Dumnezeu să facă asta? Da, El poate, dar nu face. Mă înțelegeți? Pentru că i-a pus pe unii să facă asta. A întocmit în vie niște oameni care să fie lucrători și să nu stea. El poate, Dumnezeu din cer, la fracțiune de secundă să trimite îngeri, să predice Evanghelia și să stea la amvonul ăsta și la toate ușile și să le spună oamenilor ce trebuie să facă. Însă Dumnezeu nu face asta niciodată. Dumnezeu îl trimite pe un Filip care să alerge după un car, pe asta e nebunie, Dumnezeule. Nu e nicio problemă cum te interpretează ceilalți. Nu e nicio problemă ce spun copiii. Unde a fost tata? Fuge. Unde? Evanghelistul care fuge. Nu, el merge în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Acolo unde ești, poate că ești într-o bancă, lucrezi. Și ascultă-mă, vis-a-vis de tine există niște casieri sau doamne care sunt caserițe și care niciodată n-au auzit de Dumnezeu. Nu știu de ce spun asta, nu știu pe nimeni care lucrează într-o bancă. Însă lăsați-mă să vă spun ce spune Duhul Sfânt în dimineața asta. Spune-i când poți ceva despre Dumnezeu.
Asta e averea ta, să transmiți un mesaj care să fie convingător atunci când se poate. La locul tău de muncă, pe stradă, când te întâlnești cu cineva și vezi că e disperat, spune-i, la biserica noastră se fac rugăciuni pentru cei care sunt bolnavi de cancer. Și nu biserica vindecă nici pastorul, nici prezbiteri, nici slujitorii. Cel ce vindecă este Marele Stăpân, amin? Slăvit să fie numele Lui. Spune-le oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat o zonă în care poți să activezi. Este zona vieții tale. De acolo așteaptă Dumnezeu să faci ceva și de acolo te va trage la răspundere. Ce câștigi? Am câștigat încă 5. Am mai câștigat încă 2. Am câștigat. Ce câștigi pentru Iisus? Și în al treilea rând cu care închei, consecințe? E așa de greu să vă spun următorul lucru. Vor fi unii oameni care vor ajunge în iad. Știți de ce? Pentru că n-au lucrat. A venit stăpânul și s-a uitat la toți. Și fiecare a transmis mesajul. Ce a făcut fiecare cu ce i-a dat Dumnezeu? A venit primul și a zis, mi-ai dat 5. Am mai câștigat? Încă 5. Și stăpânul se uită spre el și în ochii lui și spune, bine, rob bun și credincios. Tu n-ai fost doar rob, ai fost și credincios. Intră. Bucuria stăpânului, dar mai înainte îți dau niște responsabilități. Vine și al doilea și la fel îi se întâmplă. Și tragedia pildei este asta. În final vine robul cu un singur talent și zice, am îngropat talentul. Ce spune stăpânul? Dă-mi-l înapoi, măcar să mi-l recuperez. Nu. Și ce spune stăpânul? Rob, viclean, și leneș, dacă știu cine sunt și dacă așa m-ai perceput, măcar din frică, trebuia să faci ceva. Vreau să-i spună stăpânul. Deși trebuie să faci totul din dragoste. Aruncați-l. Ultimul verset e șocant. Iar robul acela netrebnic e și viclean și leneș și netrebnic. Aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul, scrâșnirea dinților. Simt acum să facem o rugăciune, haideți să stăm în picioare. Aș vrea să-ți închizi ochii și în următoarele momente gândește-te la viața ta, gândește-te la trecutul tău, la prezentul tău, gândește-te la viitorul tău. Ce ți-a dat Dumnezeu? Sunt aici persoane prezente care încă nu știu și aici este prezent Duhul Sfânt din cer, este prezent ca să te mobilizeze, să-ți pună în minte care este acel talent, acea parte de avere pe care stăpânul ți-a încredințat-o-l. Ce ai făcut cu ea, te întreabă Dumnezeu. Într-o zi se va coborî din cer un tron de judecată mare și alb. Pe el va sta marele rege Iisus Hristos. Ce se va auzi despre tine? Rob bun și credincios, intră în bucurie. Consecința faptului că tu ai fost parte integrantă din lucrarea lui Dumnezeu, nu doar registru, nu doar scriptic, ci prin faptele tale de fiecare zi. Sau se va auzi, rovi, chiar și leneș, aruncați-l, ce trist, nu vreau nimeni de aici să ajungă în iad, nu pentru că nu s-a botezat, ci pentru că s-a botezat, dar n-a făcut nimic pentru Dumnezeu, nu s-a consumat, nu s-a dăruit, n-a demonstrat că a lui credință este urmată de fapte reale și merge pe calea lui Iisus Hristos. Rugăciunea asta, haideți cu toții să-i spunem Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru numele Tău, ajută-ne ca fiecare dintre noi să ne înțelegem chemarea, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să fim robii Tăi, ajută-ne din dimineața asta să facem mai mult pentru Tine, după puterea pe care Tu ne-ai încredințat-o și tot ceea ce facem să fie numai și numai pentru gloria Ta. Ne rugăm cu toți. Mulțumesc Dumnezeule, Sfântul și Mare.
noi suntem aici înaintea ta și continuăm să-ți mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumesc pentru fiecare persoană prezentă în locul acesta. Mulțumesc că cer s-a scris despre fiecare dintre noi. Mulțumesc că niciunul de aici n-a ajuns la temporare, ci toți suntem aici pentru că avem un stăpân în cer. Avem un suveran care conduce istoria. Și, Doamne, dacă nu am fost accidentați săptămâna trecută și dacă n-am ajuns într-un spital și dacă nu suntem în comă, nu este meritul nostru, Doamne. Este datorită îndurărilor tale cele mari. Nespus de mari, îți mulțumim pentru ele că s-au reînnoit în această dimineață și le vedem așa de mult, Doamne. Sunt așa vizibile pentru noi în dimineața asta. Îți mulțumesc că ești prezent aici în timpul acesta al mese, Doamne. Îți mulțumesc că ești prezent în sală și Duhul Tău este peste noi și suflă peste noi în viață. Mă rog în această dimineață pentru persoanele care au stat relaxate până în această zi. Până dimineața asta nu s-au cheltuit, nu s-au consumat. A fost robe lui Dumnezeu, roamea lui Dumnezeu. Doamne, am fost gata să spună că sunt copiii Tăi, că sunt fiii Tăi, dar niciodată n-au fost în nicio rugăciune gata să se expună pentru lucrarea Ta, Dumnezeule. În această dimineață proclamăm Duh de vindecare în domeniul acesta. În numele Lui Iisus Hristos se rugăm, Doamne. O, Te rugăm, vindecă sufletele care sunt căzute. O, mă rog pentru cei care nu-și cunosc chemarea, care n-au primit din partea Ta avuția pe care Tu le-ai credințat-o. Vin la biserică de zeci de ani, dar nu se consumă, nu se cheltuiesc, nu se dăruiesc Ție și lucrărilor Tale. Ești prezent în locul acesta dimineața asta. Și aproape că ne-ai oprem la răgă la sobre de Narias. Îți mulțumesc că ești în locul acesta, Doamne. Ești aici ca să vindeci vieți, Doamne. O, mă rog să-ți ia noi decizii dimineața asta. Mă rog într-un mod special pentru cei care sunt pentru prima dată. Avem câteva anunțuri, dar în primul rând mulțumim Domnului pentru lucrarea din dimineața aceasta. Apoi mulțumim și fraților care s-au implicat în lucrare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Un prim anunț. De mâine, de la ora 19, se reiau repetițiile la fanfară. Deci toți cei care au slujba aceasta să fie prezenți, ne anunță fratele Simi Botean, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Un alt anunț, duminică viitoare, 28 septembrie 2014, în biserica noastră va fi o căsătorie. Este vorba despre fratele Săuca Andrei Camire și sora Cociș Raluca ca și mireasă, îi rog să se ridice. Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Domnului să fie cu voi și cu noi toți. Pentru după masă, e al treilea anunț, începând cu ora 18, va fi o seară de tineret, sunt frați invitați, vă așteptăm cu drag la casa Domnului, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cale, să ajungă, să-i păzească și împreună să ne bucurăm în lucrarea Domnului. Cu binecuvântarea Domnului ne despărțim din casa Domnului. Amin.